Sute de persoane de la Asociația de Proprietari numărul 43 din Drobeta Turnul Severin sunt speriate că ar putea rămâne fără căldură în această iarnă. Oamenii spun că s-au debranșat de la sistemul de încălzire al orașului și s-au racordat la rețeaua de gaze. Primarul Marius Creciu dă vina pe cei de la Mehedinți Gaz, dar aceștia spun că abia astăzi au primit din partea firmei care s-a ocupat de branșare documentația tehnică. Fără avizele necesare, nu pot fi eliberate contoarele, pentru că este vorba despre gaz și despre respectarea unor parametri de siguranță. Am pornit pe firul poveștii și am aflat că firma care s-a ocupat de lucrările de branșare este PIC Gaz. Angajații acestei societăți aveau obligația să trimită la Mehedinți Gaz documentația tehnică, imediat după încheierea lucrărilor. Dar din cauza că ori au uitat, ori nu știu ce au de făcut, situația este în impas. Centrală a costat 3, 4, 7 de milioane 600 centrală. Mi-a luat pe cod bucata asta de aici până aici, s-a costat 2200 de lei. Și a trebuit să plătești 137 de milioane numai ăștia în casă. V-ați debranșat și de la... Ne-am debranșat, păi și normal că ne-am debranșat, că dacă era să nu ne debranșăm, păi păteam și coloanele ăștia. În aceeași situație se află alte sute de persoane care aparțin de asociația numărul 43. Oamenii spun că au investit sume importante de bani pentru a se racorda la rețeaua de gaze, iar acum se tem că vor rămâne în frig. Oamenii spun că le este frică de ceea ce va urma. Temperaturile încep să scadă, iar contoarele pentru centralele de gaz nu mai apar. N-au racordat gazul până acum. Dar nu știu dacă o raporta și când o veni. Ce faceți? Vine frigul, nu aveți căldură? Dacă vine frigul, stăm cu stăcățelul în coteț. Că și când a fost căldură de la termocentrală, am avut 16-17 grade în dormitor. Ani de zile, să știți, și 7 milioane am plătit la 3 camere. Că nu a fost contuar și o sunt o persoană, o pensionară și a trebuit să mă sacrific, să mă rețin de la toate... ca să poți să plătești datoriile. Nici primăria nu ne ajută, nici Spaietul nu ne ajută, nici Mehedinți Gaz nu ne ajută. Și se pare că e o dispută între ele. Fiecare vrea să-și tragă, să aibă câștig de cauză. Am înțeles că între Mehedinți Gaz și primărie e un proces. Deocamdată Mehedinți Gaz am înțeles că a câștigat în prima fază. Urmează recursul când o fi școala și dacă câștigă Mehedinți Gazul. Deci o luăm iar de la început. Toată dacă această situație vă afectează, practic? Păi, dar dintotdeauna pe populație e cea mai afectată. Nu afectează nici o societate, nici pe primărie, ci populația e cea mai afectată. De când așteptați contorul? Păi l-am plătit, cum să vă zic, de vreo 3 săptămâni, cred. Cât ați dat? 214 lei. Și iarna bate la ușă și o sâncuțe vine în perete. Locatarii spun că au plătit contoarele încă de la începutul lunii august, iar de atunci le tot așteaptă pentru a fi montate. De la 1 august, de când s-a terminat lucrarea, nu s-a montat niciun contoar în toată asociația. Primarul Marius Creciu susține că de vină sunt cei de la Mehedinți Gaz. S-au debranșat de la sistemul centralizat pentru că au rețeaua de gaze la scara blocului. Din păcate, firma care se ocupă Mehedinți Gaz nu le-a adus în contoare, chiar dacă intra în area lor de lucru, nu au pus în funcțiune și în acest moment avem mari probleme. Oamenii au venit, ne-au adus documente la primărie în care atestă că și-au îndeplinit toate obligațiile față de această firmă, iar ei din luna iulie îi tot mint, păcălesc pe oameni că o să le aduc aceste contoare. Reprezentanții Mehedinți Gaz îl contrazic pe primar și spun că acesta este în eroare. Aceștia explică faptul că nu pot fi eliberate contoarele atâta timp cât firma care a executat lucrările de branșare nu a trimis documentația tehnică. În mod surprinzător, abia astăzi au primit documentația cu pricina din partea celor de la PIC Gaz, firma care s-a ocupat de branșare. Practic, aceștia aveau misiunea ca imediat după încheierea lucrărilor să trimită la Mehedinți Gaz documentația tehnică pentru a se da avizele necesare. Contoarele nu pot fi eliberate înainte de emiterea acestor avize și cum documentația nu a fost trimisă până acum, nici contoarele nu aveau cum să ajungă la oameni, deși aceștia au achitat tot ceea ce aveau de plătit. Abia astăzi a fost depusă documentația tehnică legată de rețeaua executată. După ce se vor verifica documentele, se va proceda la punerea în funcțiune a rețelei. Trebuie să respectăm legea și regulamentul ANRE. E vorba de gaz, nu putem pune în pericol siguranța nimănui, a cetățenilor în primul rând. Urmează să montăm contoare la
toți cei care au solicitat în funcție de data solicitării și ordinea solicitării, nu va rămâne nimeni în frig în sezonul rece. Potrivit celor de la Mehedinți Gaz, firmele care desfășoară lucrări trebuie să-și facă datoria și să parcurgă pașii ceruți de lege. Situația la asociația numărul 43 a apărut tocmai din această cauză. Niciunui de mirare dacă ținem cont că firma Pic Gaz, implicată în această situație, este de curând apărută pe piață. A pornit la drum în august 2020 cu un capital de 200 de lei. Profitul net de anul trecut este de aproximativ 18.000 de lei, o sumă ce surprinde prin faptul că este mică, ceea ce poate să denote capacitatea scăzută a societății de a face față pe piață. În ceea ce privește numărul angajaților, acesta este 6. Ținând cont de toate acestea, firma nu este una cu un istoric impresionant, fapt care ridică mari semne de întrebare în privința criteriilor care au stat la baza atribuirii lucrărilor.